Apostolul Pavel spune că în dreptul lui harul lui Dumnezeu s-a înmulțit peste măsură de mult. A fost un prigonitor al bisericii, în mod implicit un prigonitor al lui Hristos, dar, spune el cu bucurie și cu surprindere, am căpătat îndurare. Bănuiesc că toți cei care suntem aici în platou și cei care sunteți acolo și ne urmăriți, vă gândiți măcar din când în când la îndurarea lui Dumnezeu și unii chiar ar trebui să recunoaștem că îndurarea lui Dumnezeu pentru noi a fost mare. Vom vedea dacă așa este și în viața băieților aceștia special pe care îi aduc în seara aceasta în fața dumneavoastră. Am bucuria să vi prezint pe Flavius, Petru și Vlad. Mulțumesc că ați venit. Mulțumim și noi pentru invitație. Să fiți binecuvântați de Domnul. Amin și dumneavoastră. Mai aveți nevoie de binecuvântare? Toată viața. Știi că mă gândeam la Apostolul Pavel care începea tot cu asta, cu harul, pacea și binecuvântarea să vă fie înmulțite. Și zic, bă, ăștia sunt binecuvântați, dar mai au nevoie. Deci primiți-vă. Avem nevoie. Aveți nevoie, da? Zim două, trei cuvinte despre tine. Ce vrei tu? De alea bune. Numai bune, da? Numai bune. Am 24 de ani. E un lucru bun ăsta. Mulțumesc, Domnului, că am ajuns vârsta asta. Am avut harul și binecuvântarea să cresc într-o familie de creștini. Băi, zi tu pe aia bună, nu sunt surat. Aia bună, dar nu știu dacă e bine asta. Băi, dar fetele, dacă spui că ești surat, el ies. Încolo tindem, cel puțin așa să mă ajute Dumnezeu încolo, în direcția asta. Lucrez sau... Am terminat facultatea de științe economice la Suceava. Sunt angajat de 4 ani. E bun, înseamnă că ai ceva bănut, zi. Fetelor, rămâneți pe emisie. Mai dorim binecuvântarea Domnului și în domeniul ăsta. Amin, amin, păi noi tot primim. Eu sunt student în anul 4, sper anul ăsta să termine cu licența. Tu pe banii bunicilor, banii părinților. Asta, da, da, e greu. Da, e băiat frumos, rămâneți. După aia o slujbă, ceva trebuie, domnul poartă de grijă. Poartă de grijă, poartă, numai să termină. Eu am terminat și facultatea și... Ai terminat-o de tot sau? Da, am terminat-o de tot. Așa, bun. Așa, nu am început să lucrez în țară, dar am fost plecat în străinătate. Am fost plecat în Germania. Ok. Nu te-a interesat bani. Ai vrut să înveți limba germană. Exact. Da, dar și cum înveți limba, mai bine limba germană decât mergând să lucrezi cu un român în Germania. Bun, frumos. Sunteți bine toți, așa? Mulțumim, Domnule. Am trecut și de perioada grea din martie. Da? Valul a trecut prin Bucovina. Vine altul, frate, vine altul. Vine? Vine. Păi, dar în Biblie spune cu un val cheamă alt val și nu știu la ce se referă, știi? Și acum ne-au lămurit politicienii cu un val cheamă alt val. Hai să te iau pe tine, Vlăduț. Unde ai vrea să fii peste 7 ani? În țară, să fiu stabilit în țară. Așa. Să am o familie, copii și să fiu acasă, aproape de biserică, să pot sluji în biserică în continuare. Adică asta înseamnă că propus, da. Slujești și acum, dacă ai zis în continuare. Da. Doar că în ultimul timp am fost plecat și mai puțin. Cam greu din Germania să-i slujești pe cei din România. Exact, exact. Dar măcar te rogi pentru ei. Eu? 7 ani. 7 ani, în jur de 30 de ani. Cred că în străinătate, nu știu unde va fi, dar aproape de Domnul, sper. Aproape de Domnul. Nu la Domnul, aproape de Domnul, înțelegi? Și la Domnul. Așa mai, dacă el hotărăște. Te face schimb, eu vin în țară și el pleacă. Da, 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 da. Eu acasă aici aș vrea să rămân, mi-am propus să rămân aici. Așa a și fost nevoie să rămân că slujesc în biserică. Așa, după fratele pastor și comitet, avem niște slujbe esențiale și trebuie să rămânem aici să ne facem treaba. Cu o familie, probabil, deja mă gândesc cu groază că o să trec de 30 de ani. Deci... Dar cum cu groază? Uite la noi, tineret, mândria țării, ce bine ne simțim. Îmi place deocamdată așa, la 20 ceva de ani. Și vedem cum... Băi, eu ți-aș zice... așa, discutând deschis, ai vrea să nu mori bătrân? Să nu mori bătrân. Sau să nu îmbătrânești? Că eu am găsit secretul. Nu. Deci dacă nu vrei să îmbătrânești, mor tânăr. Am înțeles. Și atunci mor tânăr, nu mai îmbătrânești, nu-i nicio problemă, știi, dar nici asta nu-ți convine. Imediat. Uite, hai să facem o chestie în trei, știi? Cum îl convinge pe el să nu plece din țară? Adică voi doi vreți să rămâneți în țară. Ce vă motivează într-o perioadă în care foarte mult spune, domnule, România nu are niciun viitor, nu merită cotare? Ce te ține pe tine în România?
implicarea în slujire m-a ținut în România și aproape de biserica în care am crescut. Am avut posibilitatea să plec, doar că am fost implicat în slujire în mai multe direcții și m-a responsabilizat lucrul ăsta și am rămas aici. Pentru mine, cel puțin, asta a funcționat. A fost și dorința lor mei să rămână aici, că Dumnezeu poartă de grijă într-un fel anume. Păi încă n-ați murit, da, dar căutam o stare de bine, mai bine financiar. Și pentru mine, cel puțin, implicarea în biserică a fost un factor decisiv. Acum, lămurește-mă, faci parte dintr-o biserică faină și asta îți place? Sau biserica nu e așa de faină, dar prin implicarea ta o să devină... E fain. Biserica. Și împreună cu fratele pastor și cu cei din comitet și cu ceilalți din echipa în care suntem, contribuim să facem și mai faină. Super. Sperăm. Ce pot să zic? Nu-i zi lui, zi mie. Cum să conving eu tinerii că se poate trăi și în România? Se poate trăi și în România. Mulți zic că merg în străinătate pentru o pâine. Nu merge nimeni în străinătate pentru o pâine. Cei care merg vor... Colacul, știi? Da. Bun, acum mi-a spus cineva din America, că zis, frate, să știi că e adevărată chestia asta, că în America era pe vremurile mai bune, acum nu discutăm situația de acum, că să știi că e adevărat că în America umblă câinii cu covrigi în coadă. Dar ce nu spune nimeni? Trebuie să te trezești dimineața foarte devreme, toată ziua fugărești câinele și dacă până seara îl prinzi, ai colacul. Nu l-ai prins, asta este. Și a doua zi o iei de la capăt, fugărești alt câine, știi? Deci asta este... Acum, după ce au zis ei că se poate trăi și în țară, dar ce putem noi să spunem? Să asculte Dumnezeu și să faci ce te călăuzește El, că numai asta putem să facem, da? Nu sunteți toți trei în aceeași biserică? Nu. Așa, zi două, trei cuvinte despre biserica, unde ești tu? Eu sunt din biserica din Nipotești. Așa. Deocamdată biserica noastră e în renovare. Clădirea? Clădirea, da. Și biserica sau numai clădirea? Biserica... E bine, slavă Domnului. Trebuie implicare multă de partea... Da, eu mă gândeam dacă n-am putea odată chiar să fie și biserica în renovare, știi? Cred că a fost un pic în pandemie, frate. Da? Cel puțin la noi, biserica noastră a fost un pic mai încercată din perspectiva asta, am avut destul de multe cazuri. Și Domnul a purtat de grijă, dar s-au modificat un pic și programele, și structura, și relațiile dintre noi. Am văzut că avem nevoie de relațiuni cu alții și eu cred că a trecut și biserica în perioada asta printr-o, nu știu dacă renovare, adaptare sau ceva. Oricum, trebuie să-și deschidă un pic ochii. Nu eu, la un moment dat, când eram mai tânăr, chiar mă gândeam, așa cum te obligă ăștia când faci ceva la o construcție, să pui o tablă mare pe care să scrii ce, așa, termeni de execuție și toate cealaltă. Eu am și gândit o chestie asta, să punem una mare în fața bisericii sau un banner, să spunem, biserică în reconstrucție, termenul de, nu știu, ce lucrează Iisus, Duhul Sfânt, ce mai lucrăm noi, după aceea mi-am dat seama că trebuie să țin bannerul toată viața acolo, când tot timpul vom fi. Suntem în lucru, tot timpul. Da. Biserica voastră? Eu vin din Calafindești, nu este o biserică tare mare, 100 și ceva de membri, cu mult tineret, doar că acum mult tineret, o mare parte din băieți sunt plecați în străinătate, tot așa, după colac. Pe ce, fetele sunt pretențioase din Calafindești sau de ce tot plecează lui băieții? Depinde, da, acum. Fetele se căsătoresc în alte biserici. Se căsătoresc în alte biserici, atunci ei, ca să nu le piardă colacul, știi? Nu știu ce să zic, da. Da, nu știu. Și cu toată treaba asta și s-a întâmplat acum, poate a fost bine și pentru biserică că a ieșit puțin din zona de confort. Că toți ne-am obișnuit cu programe, cântări, cântă corul, cântă copiii, cântă tinerii. Noi cu fanfară, aveți și fanfară. Fanfară, mai micuță, ce-i drept. Și predică fratele ăla, parcă nu-mi place, parcă aceleași cuvinte, dar acum cu toată treaba asta s-a mai schimbat puțin. Crezi că s-a mai schimbat ceva? Eu așa mă gândesc. La voi, adică măcar la voi s-a schimbat, da. Păi toți și-au făcut reclamă la biserică, tu din ce biserică ești? Biserica Baptistă Betania din Suceava, la fel nu e biserică mare. Noi suferim oarecum, e mult spus suferim, dar am avut un exod așa de tineret, toți s-au îndreptat către Cluj, către Oradea, București și am rămas... Pleacă la facultate, nu? Sau da, lucru. Și de acolo, după colac, de la facultate, după colac, sau se căsătoresc în zona respectivă și așteptăm, vine din spate o generație, destul de puternică de tineri și noi, dar așteptăm încă. Mai trebuie un pic. Bun, bine, asta este. Acum, știi cum e și partea asta... Într-un fel e neplăcut pentru bisericile pepinele.
Dar așa se întâmplă și cu Cala Fintești și bisericile de țară. Adică acolo cât ai? Până în clasa 8, 9, pleacă la liceu, mai faci un pic naveta, când o pleca la facultate, cât se întorci la Cala Fintești? Poate se întorc, poate nu. Până la urmă ai bucuria că ai pregătit pentru alții. Ce să faci? Ai pregătit pentru cer, pentru Dumnezeu? Da, până la urmă ăsta e scopul bisericii. Da, da, da. Deci, pe de o parte, ai o durere, ca părinte, ca păstor, ca biserică când îți pleacă, și mai ales dacă îți pleacă tinerii buni, nu? Pe de altă parte, ai și mângâierea asta, că i-ai pregătit, i-ai încredințat în mâna lui Dumnezeu și pe unii frumos că îi găsește în alte zone a lumii, frumos, serios, implicat, și asta, asta este partea frumoasă. Deci, tu ziceai că te gândești la căsătorie, sau cum? Sigur, sigur. Și ce te împiedică? Până acum n-am fost implicat în nicio relație așa care să, cu ajutorul Domnului... Și îți pare rău că nu? Nu, nu. Sunt mulțumit, că puteai să... de tinerețe. Da. Chiar te-ai bucurat, nu au fost probleme că n-ai 14 prieteni până acum. Sigur. Mie mi-a prins și am început cu ajutorul Domnului o relație acum și vedem dacă Domnul vrea să... Păi înseamnă că nici atâi nu a fost panicat, maică ta, bai, dragul meu, că nu discuți cu o fată. Mama a zis că la timpul potrivit Dumnezeu poartă de grijă și asta e... Și acum, fata asta ce are special așa? E credincioasă. E credincioasă. Nu este după standardele lumii. Nu... Eu am văzut-o cu alții ochi, face parte dintr-o biserică pentecostală, vine dintr-o biserică pentecostală. Dar e credincioasă și asta a contat pentru mine. Are alte, nu vrei să le spui, că să nu... Ba da, e și frumoasă. Da, am să văd dacă o zici, nu? O zic, sigur că zic. Cum să nu, nu? Dar au început cu ce trebuie, știi, totuși o pot să... Pentru mine a fost important asta. Da, da, și sper să rămână important. Eu, deocamdată, mai aștept. Deci n-ai tu treabă. Nu mă grăbesc. Nu trebuie. Păi să grăbesc fetele. Și n-ai așa frământare, că păi dacă tot las, se mărită fetele din generația mea și ce mă fac? Nu, Domnul nu are pregătit ceva pentru mine. Dacă... Câte străbiție? Una. Una și bună, a, deci una tot o să-ți dea Domnul, de descurci, da, așa. El e liniștit în mână lună. Niciodată, acum nu am pe nimeni. E bine, așa? Nu trebuie să fii supărat. Nu, e bine, ești liniștit, nu... Vorba aia nu te doare capul. Auzi și el multe, știi, auzit și multe. Dar zi-mi, ce-ar trebui să aibă fata aia așa, trei lucruri deosebite ca să pui tu ochii pe ea? Să fii sinceră, să fii credincioasă și... Nu știu, trebuie să-ți placă, dacă nu-ți place... Trebuie să-ți placă, sau... dacă nu-ți place, îți place pe anumite criterii, da, știi, îmi place, nu-mi place. Frumos, frumos, ce-ți da, place, da, da. Poate. Harnică ceva? Ar merge și asta. Să știe să gătească, îți place mâncare. Mie? Da. Nu prea se vede. Dar nu, îndemnă, dacă îți place, știi, că dacă ție o bucătăreasă care știe să facă niște poale în brâu, eu știu ce se face pe la voi, plăcinte, cu varză, cu... De toate, sărmale. De toate, da. Deci dacă le faci, e bine, dacă nu le faci tu. Îți place să gătești? Nu. Domnule, deci, mai ce l-am numerit, deci trebuie să... Băi asta, domnule, trebuie să știe... Păi, bine, dacă... lucrurile astea se învață. Adică... Dacă vrea să învețe. Dacă fast food. Păi da, dar tu ai auzit pe ăla când și discutau doi prieteni, zic, mă, tu de ce te-ai însurat? Deci așa m-am săturat de mâncare de la cantină și acum m-am obișnuit. Deci, dom'le, maică ta gătește bine? Da. Deci, dar tu... bine, în ultimul timp am fost nevoie să gătesc eu. Da, da. Și poți mânca ce gătești tu? Ai ok. Am supraviețuit, sunt da, ok. Da, da, atunci, bun, faci tu și pentru ea, dacă nu, dragostea e mare, toate cealaltă-s bune. Ei, bănuiesc că n-ați fost așa dintotdeauna, cândva, undeva, ați apărut și voi într-o familie, nu? În 1996 am apărut și într-o familie, familie de credincioși și m-am dus la biserică de mic și astăzi sunt aici. Ce scurt, au trecut 24 de ani, da, da. Ați-o plăcut la biserică de mic? Da, da. Am crescut așa, într-o generație cu mulți copii, la grupele de copii, școală duminicală. Asta a avut un impact și asupra mea în restul societății, nu doar în viața bisericii. Adică, ia uși. Deci ce s-a întâmplat la biserică? A fost foarte mic împins în față, ca fiecare copil, hai spune poezie, hai spune un verset. Bun, tu nu erai așa mai de felul tău? Nu, nu, nu. Și cred eu că lucrul ăsta a contribuit în dezvoltarea mea ca persoană în societate, în celelalte aspecte. În rest,
Dar și... pe la biserică, așa, copiii pocăiți mai fac și șmecherii sau nu? Ba da, am făcut și noi, dar la mine se uita tata la mine și înțelegeam că nu-i privirea care de ieșit în oraș, și privirea că trebuie să stau cu minte. Sau ieșeam cu mama afară și... Îți explica ceva într-o limbă străină, nu știu ce, da? Mă înțelegeam eu și ea și da. Era suficient. Interesant. Era suficient. Eu sunt cel mai mic dintr-o familie mare, de copiiți de mici. Într-o biserică cu mulți copii, am prins o perioadă în care eram foarte mulți băieți și acum încă sunt. Timid am fost întotdeauna, nu am fost eu cel care să mă bag în față, dar împins de... De cei mai mari, hai, du-te, hai... Mai împins, mai tras, mai... Da. Încet, încet, Domnul mă pune lucrare și... Da, deci asta e chiar un lucru fain care l-a spus, că viața de biserică nu te ajută doar acolo între ziduri. Viața de biserică, în mod implicit, poate chiar dacă nu-și propune, în mod direct, indirect, te ajută și în societate, că... Te formează. Da, adică în loc să fie gașca aia care te poate nenoroci, să râde toți de tine, să te împingă, să fii tot ultimul, știi? Există oameni care te ajută, acum nu totdeauna în modul cel mai plăcut, și la biserică, că asta este, dar... Eu, la mine familia nu erau, familia mea nu era pocăiți, erau ortodoxi. Când aveam 4 sau 5 ani, mama mea s-a pocăit și după aceea abia 9 ani mai târziu și tatăl meu s-a hotărât să se pocăiască. Când era mic, nu știu cum am început convertirea mamei mele, eram foarte mic, aveam vreo 3 ani și aveam așa un gând în minte, ziceam, mama, te rog să-mi citești din Biblie. Nu știu cine mă punea. Mama începea să-mi citească, eu adormeam și după aceea ea citea în continuare și așa încet, încet a început să descopere cuvântul, a început să-mi ia... A, deci maică-ta nepocăită o puneai să citească din Biblie. Da, aveam Biblie în casă. Normal, da. De la bunica, mama ei era pocăită. Mm-hmm. Și tot îi zicea, mama, te rog să-mi citești din Biblie. Nu știu de unde venea. Cred că gândul ăsta venea de la Domnul. Da. Păi zice, Domnul, ia ține la copil, hai să o ajut așa. Uh-huh. Și după aceea, mama s-a pocăit și tata a zis, mai bine ia copiii cu tine la biserică. Eu mai am o soră mai mică decât mine, cu 3 ani jumătate. Și așa am început de mici, mai azi învață o poezie. Și încet, încet, am stat lângă Domnul tot. Să vedem. Uite... Voi trei, să văd cum gândiți. V-ați gândit vreodată, nu v-ați gândit, gândim împreună. De ce în destul de multe cazuri se pocăiesc ele înaintea lor? Soțiile înaintea. Da. Există răspunsuri greșite aici? Nu există răspunsuri. Din perspectiva mea și din cât cred eu, până la 24 de ani, femeile sunt un pic mai sentimentale și ajung să creadă cuvântul și să creadă în existența lui Dumnezeu și așa, un pic mai repede, pe când bărbații au nevoie de mai multe argumente logice și fapte concrete. Și cel puțin așa cred. Ar fi o ipoteză. Da. Susțin ideea lui, cred că depinde cum poate de la persoană la persoană. Sigur, absolut. Depinde, e clar că sunt cazuri în care bărbații se pocăiesc primi. Da, exact. Bărbatul poate fi pocăit și soția nici după 20 de ani poate. Da. Poate și nevoia lor cumva mai mare de siguranță și atunci aude că Dumnezeu e ocrotitor și apoi dacă vin și copiii, Domnul trebuie să le ocrotească și copiii. Până la urmă nu contează motivul. Important este să ne apropiem de Dumnezeu, că ne ajută El apoi să avem adevăratele motive. Bun, crescuți în biserică, da... cu plusuri și cu minusuri, ce v-a determinat pe voi să începeți o relație personală cu Dumnezeu? Încep eu tot eu? Ok. Poți să dai microfonul că e vrei, știi ce? Poți să încep eu. A fost așa o experiență, noi am trecut în familie prin niște încercări și cred că dacă nu eram aproape de Dumnezeu, falimentam eu cel puțin, total, dar și restul familiei. Numai că venind de mic la biserică și crescând în mediul ăsta, pentru mine asta a fost esențial, vital, am avut nevoie doar de o predică a unui frate la o seară de evanghelizare și am zis că gata, trebuie să fac și eu pasul ăsta. A fost un proces lung, nu pot să identific un moment anume în care s-a întâmplat nașterea din nou, dar a contribuit semnificativ de mult
faptul că am fost adus de mic la biserică și cuvântul lui Dumnezeu tot l-am auzit. Spuneam poezii și versete și nu le înțelegeam. După aia am început să înțeleg care e situația. Am ajuns și în perioada de adolescență în care provocările erau mari din partea tinerilor și a societății din afară și aveam gândurile din biserică și trebuia să rămân așa. Și procesul ăsta, cred că pentru mine, mersul la biserică și crescând în mediul ăsta a fost vital pentru mine. Decizia pentru Dumnezeu și decizia pentru botez au fost în același timp? Da, în același timp. La mine, eu, crescând într-un anturaj creștin, întotdeauna am văzut ceva diferit la unii oameni și mă întrebam, la mine când se întâmplă asta? Aștept și eu să văd Domnul când mă cheamă pe mine, când e chemare pentru mine. Și în timpul unei evanghelizări, tot organizat în biserica noastră, într-o seară, am simțit acum trebuie. Și am zis, gamână, așa. Asta e momentul meu. Și apoi te-ai hotărât și pentru botez. Da, la noi se fac anual și... Da. Eu am făcut legământ cu Domnul la 21 de ani și, nu știu, ceea ce m-a marcat pe mine, am văzut că mulți tineri care erau în biserică, cu care am crescut împreună, cu care cântam la grupul de copii și spuneam poezii și așa, am văzut că la un moment dat au plecat din biserică, au plecat la discotecă, au mers la liceu și după aceea s-a dus fiecare pe alte căi. Și am văzut că nu au ajuns bine și nu le este bine, știi? Liceu înseamnă pentru voi Suceava? Da. Suceava, Rădăuți. Suceava, Rădăuți, da. Deci înseamnă un pic totuși plecare. 30 de kilometri, 25 de kilometri depărtare de casă. Și acolo, stând în gază sau la internat și așa, au fost schimbări care nu au fost cum trebuie. Și... Asta te-a pus pe gânduri? Da, m-a pus pe gânduri cumva. Zic, bă, mai bine eu rămân cu Domnul și... Am văzut sfârșitul, adică am văzut cum au ajuns și așa, zic, bă, eu nu vreau așa, mai bine stau cu Domnul și... Îți pare rău? Nu, niciodată. Ce să-mi pare rău? A fost una din cele mai bune decizii care le-am luat. Frumos, Domnul să fie slăvit. Bun, deci deja sunteți implicați fiecare în biserică, da, în limita posibilităților. Dacă, asta e întrebare care o pun frecvent, dacă la noapte ar dispărea toți dinaintea voastră în conducerea bisericii și rămâneți voi conducerea bisericii, ce se întâmplă? Ce rămâne valabil? Ce schimbați? Ce... Iarăși începe, nu? Ok. Din perspectiva mea, rămân valabile lucrurile stabilite deja de frați. N-aș fi pregătit în momentul ăsta pentru așa niște responsabilități, dar dacă ar fi nevoie, trebuie să o ducem. Păi nu poți închide biserica, asta este? Clar. Dar n-aș fi pregătit în momentul ăsta. Sunt responsabilități mari pe care le-am văzut, că le-au și comitetul bisericii și fratele pastor și... N-aș fi pregătit. La mine, cred, dacă aș rămâne eu în conducere, cred că rămâne valabile regulile din Biblie. Amin. Și după aia, lucrurile care păi s-au toți... impus acum tradițiile și obiceiurile care poate nu sunt legate strict Biblie, poate... Le-am filtrat, le-am reanalizat. Da, le-am gândit. Că el când a zis că rămâne tot ce a stabilit frații, noi ce ne-am gândit? Băi, asta e o biserică chiar perfectă, are numai reguli bune, știi? Nu mai trebuie să schimbe nimic. Poate le-a schimbat alții, știi? Așa. Credeți că ar fi o pălărie prea mare pentru mine, asta cu conducere, dar, da, cum a spus și Petru, să rămânem la Biblie și la regulile care sunt. Nu știu, acum nu putem începe, zice, băi, mai, să se mai lungească baticul la suroi sau, mă gândesc că fiecare lasă înțelepciune, adică Domnul dă înțelepciune fiecare. Dacă ziceți de Biblie, și sunt sigur că și ei de acord cu Biblia, da? Adică Biblia nu poate fi negociată, dacă vorbim despre principiile biblice, pe voi Biblia v-a ajutat? Pe voi personal? Hai să începem de la tine, ca să nu tot... Da, am învățat principii, să nu furi, să nu din cele 10 porunci și așa, și m-au ajutat mult în viață. Cum? Zi. Pe mine Biblia, în primul rând, m-a învățat să citesc. Eu cu Biblia am încercat să citesc
și... Păi ca micuț, nu? Da, ai fost foarte mic. Și cine ți-a dat Biblia asta? Părinții. Mama, surori de mai mari, tot. Aveam Biblia pentru copii sau... Și apoi am fost încurajat să particip la psionia de la concursuri și Biblia a fost cartea care a fost cea mai importantă la început. Și apoi am început să iau sfaturi din Biblie, mai ales cărțile din Solomon și de multe ori am luat încurajări din psalmi, cazuri care mi-am amintesc clar și Domnul chiar a vorbit clar și s-a schimbat de tot cu mine, de loc, pentru mine. Eu cred că pentru fiecare problemă și fiecare aspect al vieții noastre, indiferent că vorbim de acum 2000 de ani, că vorbim de acum, în Biblie sunt răspunsuri pentru fiecare aspect care ne interesează. Mai mult, e datoria fiecăruia dintre noi să căutăm. Nu spune la pagina cu tare, ai un sfat despre asta, trebuie să cauți și după ce ai găsit, trebuie să cercetezi bine, bine. Dacă a zis că vreți să vă însurați, spuneți că vreți să fiți și părinți. Amin. Ce ați păstra în educarea copiilor voștri de la părinții voștri? La mine totul. Tot? Părinții, da, m-au crescut foarte... O familie foarte conservatoare, foarte strictă și cred că așa a fost bine. Bă, dar cum au avut timp? N-au lucrat nimic sau cum au avut timp să se ocupe de voi? A lucrat, tata lucrează, acum este pensionar, a lucrat tot timpul, mama a fost casnică și a avut grijă de noi și prin intermediul fraților mai mari și eu fiind cel mai mic, am fost ajutat foarte mult. Contează și ce se întâmplă cu cei dinainte și în familie. Probabil părinții piei învățați fie cum trebuie și la mine a fost mai bine. Da, să știi că am auzit la unii părinți chestia asta, când aveau mare grijă cu primul. Știi că primul poate da o direcție așa sau o direcție așa și ei probabil având în minte că primul îi poate conduce și pe alalți, erau foarte atenți la primul, că apoi de la primul mai preluau și ceilalți din mers. Ce ai păstrat de la ce ai văzut la părinți și să zici că aplici în relația ta cu copiii? Știu, seriozitatea lor. Când venea vorba de educație. Adică eu când eram mic mai făceam multe prostii și așa. Și aveau grijă să mă corecteze când trebuie. Și, nu știu, sora mea a fost mult mai liniștită decât mine. Ea a văzut patisitea mea și așa. Și zic, băi bine, stau liniștită și mi-e bine. Deci la tine trebuie să aibă un pic de perseverență, da, că da, n-ai priceput da, chiar așa, din prima. Cum se acordează chitara, câte o lecuță, așa, câte puțin, da. Mai fost nevoie. Am înțeles. Pe noi tata ne-a acordat și de la urechi, nu știu, asta o fi de la, da? Dar auzi, am aflat de la un vârstă care e cu masaj, cu nu știu ce, și o să fost și prin Japonia, au fost mult prin lumea asta cu lucruri, știi? Și a zis că aici la urechi, nu știu ce puncte avem, că dacă strânge numeri până așa, face nu știu că zic, bă, tata, ce deștept a fost, că tata mai îmi făcea să masaj, știi? Deci, înseamnă că și tata au știut, da. Nu știu, aș păstra toate lucrurile, dar în special eu am fost uimit de răbdarea pe care am avut-o, în special mama, că și la mine tata lucrează, mama e casnică. M-a avut răbdare cu noi și a fost perseverentă și destul de conservatoare. Nu pot să spun că a fost strictă, că n-am avut parte de niște părinți stricți, dar regulile erau reguli și direcția pe care ne-a dat-o ei trebuia să o urmăm. Ne eram de acord sau nu eram de acord, trebuia joia la biserică sau duminica dimineață sau așa. Deci voi, când erați copii, știați că există lucruri pe care nu le puteți negocia cu părinții? Da. Și v-a ajutat asta? Da, m-a disciplinat pe mine. Da. Adică nu-ți mai pierdeai vremea, spuneai, bă, n-ar vrea să discut asta cu tata. Știu că nu. Negocia altceva, care știai că se poate negocia, dar ce să-ți pierzi vremea? Da, este bine. Vă gândiți că să vă implicați careva în politică? Deodată nu. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care se implică? Da, asta e, trebuie. Da, trebuie încăutător cu frică de Domnul. Da, asta este acum. Mulți creștini spun că nu trebuie pocăiți în politică, nu au ce căuta. Pe de o parte poate au dreptate, pe de o parte... Da, e un subiect care se discute și se va discuta mereu. Pe de o parte, câtă vreme există, facem politică.
Faptul că nu ne ducem la vot, spre exemplu, înseamnă politică. Faptul că te duci la vot înseamnă politică, pentru că îți exprimi. Faptul că discutăm noi aici, așa mai decât 5 minute, am încercat să punem un punct de vedere. Și atunci vorbim despre, dacă vrei, politică prin existență, prin rugăciune și poate politică full-time. Și eu îmi doresc, sper, e o minune dumnezească ce sper eu, dar fără să-i supăr pe politie, sau dacă aș putea să-i supăr, chiar aș supăra dacă ar fi rezultatul acela pozitiv, mi-aș dori politicieni care să țină la țara asta. Chiar să se gândească la cei aleși, la poporul pe care îl reprezintă, știi? Acum și la interesele lor, că nu pot să nu se gândească, dar poate un pic și la națiune, dar... Sau, na. E greu lucru, ceret. E greu, așa e că am zis-o, că e... Dar, na, sperăm, Dumnezeu poate face minuni. Eu sunt așa, mai atipic, mai știe lumea, dacă nu... Să știți că de o vreme încoace, eu nu mă rog să pună oameni, Dumnezeu oameni după inima Lui. Cred că am rămâne fără conducător. Păi nici eu nu știu dacă totdeauna după inima Lui, știi? Că te străduiește una, că ți iese alta. Și m-am schimbat de o vreme și spun, Doamne, pune acei oameni pe care îi poți folosi Tu la împlinirea planului Tău. Că până la urmă, asta vrem, să se împlinească voia Lui Dumnezeu în viața noastră și în viața națiunii în care trăim. Ce facem cu generația tânără? Mai avem șansă să câștigăm tineri pentru Hristos? Da, cred că se poate. Cum? În primul rând, de exemplu, în facultate, să spunem, suntem într-o organizație de studenți, motoul universității e evanghelizare prin excelență. Ei mi văd că noi suntem buni în facultate și avem un cuvânt de spus când trebuie și atunci putem influența, să-i chemăm la organizație, până la biserică și cred că se poate. E tare, cam așa. Deci tu zici că înainte de a face evanghelizare, eu ar trebui să învăț materiile, să fiu bun, să fiu bun, da, în liceu. Da, că trebuie să fii cap și nu coadă și așa poți spune. Pentru că dacă eu sunt ultimul pe clasă și vreau să spun cuiva despre Domnul... Ce Dumnezeu mare am eu, da, ce, bă, să te ajută la chimie, mă, da, prima dată. Exact. Deci îmi place să aud asta în generația voastră, așa am gândit și eu în generația mea. Chiar așa am gândit, nu știu dacă m-a învățat cineva, cum să-i spun la un coleg? Eu am făcut liceul la Iași și eram într-un liceu unde mai era o singură pocăită, era 1000 și nu știu cât de elevi, și normal că aveai cui spune despre Dumnezeu, dar m-am gândit, mă, dacă eu nu în cele de fiecare zi, nu mă comport cum trebuie sau nu învăț, știi? Mă duc la unul să-i spun că am un Dumnezeu care mă iubește, care face, care mută munți și ăla să spun, bă, ce nu te ajută Dumnezeu să iei 5 și să treci clasa? Deci, da, ar trebui să audă mai mulți chestia asta, dar mi-a plăcut ideea care ai spus-o, în timp ce arătăm excelența aici, nu rămânem doar pe partea excelenței. Trebuie să chemăm, să spunem ce credem, ce știm, ce... Aha. Ce zici? E suficient să trăiești frumos și colegii tăi se vor pocăi, vor vedea diferența, se vor apropia de Dumnezeu? A trăi frumos e doar partea pe care trebuie să o fac eu, ce ține de viața mea, dar pe lângă mărturia pe care o las, mai sunt câțiva pași care trebuie făcuți. Adică nu stă nimeni și spune, vai ce elev silitor sau ce student iminent. Nu, trebuie să mergi, să iei contact, să vorbești, să creezi relații poate chiar și după aia se întâmplă că așa din senin nu spune ce faci tu că vreau să fac și eu. Așa nu, sau, dacă nu vorbești, ăla s-ar putea să creadă, bă, tipul e deștept și le ducă maică să așa de asta el îi dă 10 pe linie, știi? Dar mărturia ta este, bă, Dumnezeu face minuni în viața mea, Dumnezeu mă ajută să mă disciplinez. Că de multe ori se mai... Noi avem, știi, tot felul de slogane în asta lumea creștină care dau foarte bine așa când vrei să le postezi, dar nu prea au legătură cu Biblia, știi? Că la un moment dat știți că unul din sfinți spunea că să trăiești frumos și dacă mai este necesar folosești și vorbe, știi? Și m-am gândit, bă, sună așa foarte fain, toți îl citează. Iisus Hristos n-a făcut așa. Deci Iisus Hristos a trăit dumnezeiește, dar a vorbit mai mult decât toți Evanghelia. Deci ele nu trebuie excluse. Cum câștigăm fete pentru Hristos? Bună întrebare. Bună întrebare. Da, dacă unde, care a zis că ați crescut mulți băieți în biserică? La
noi. A, la voi? Păi trebuie câștigată fete pentru Iisus. La fel, tot așa, trebuie să ai o viață bună, la un moment dat, adică nu știu, când ești creștin și când ești pocăit, se vede. Da? Se vede și ceilalți... Deci tu nu crezi în pocăința care nu se vede. Dar nu există așa ceva. Înseamnă că nu este. Păi lumina aia care e aprinsă, dar nu se vede, nu există așa ceva. Dar este și cântec, măi, Doamne, dă să fiu creștin în inima mea, în inima mea, și tot pe din lume. Dar ceilalți nu văd. Ce în inimă iese și afară. A, păi, și eu sunt de acord, dar ce în inimă iese afară, asta e problema, că de fapt ce trăiesc eu arată ce e inima mea. Deci și fetele se câștigă la fel pentru Hristos, cu aceeași Evanghelie, cu aceeași mântuire. Păi nu, nu este aceeași Evanghelie. Păi nu știu, întreb și eu ca să mai... Cred că un pic diferă abordarea față de cum a fost în generația dumneavoastră, în generația noastră. Datoria bisericii acum e să, cred eu, și noi la Betania încercăm un pic să ne adaptăm și să ieșim și în mediul online un pic, să fim prezenți pe rețele de socializare ca lumea și cei tineri special să aibă contact cu noi. Asta e o modalitate bună prin care poți să iei contact cu tinerii în mod special. Da, dar ai spus e modalitate. Noi nu schimbăm Evanghelia. Tu ieși online cu aceeași Evanghelie, te duci la picnic cu aceeași Evanghelie. Pe lângă mărturie e o modalitate în care iei contact cu ei. Unul din cuvintele pe care eu le folosesc destul de mult, creativitate. Adică să împarți Evanghelia creativ. Nu poți să împarți decât aceeași Evanghelie, dar când e vorba de metodă, nu există metode sfinte. Există metode mai eficiente, mai puțin eficiente, pentru generația de acum, pentru băieți, pentru fete, pentru bătrâni și toate celelalte lucruri. Că tot am zis chestia asta, dacă am vorbit de câștigarea fetelor pentru Hristos, un băiat să se ocupe de evangelizarea unei fete sau numai fetele? Depinde. Cum vrei părerea ta? Păi da, se poate, adică până la urmă e un suflet, nu? Păi e chiar un suflet prețios, a murit Hristos pentru ea. Bun, dar nu există riscuri. Depinde la ce vă referiți. Ba, eu cred că trebuie să fie un slujitor din biserică cu atribuția asta special, nu oricine se poate ocupa așa. Riscurile sunt mari. Bun, dar acum eu slujitorul, tu ești în grupă cu 7 fete la facultate, da? Da. Cum ajung eu, slujitorul, în grupa ta cu 7 fete? Nu trebuie să le duc la biserică atunci. Dar nu vin la biserică, în viață. Sper să nu mă duci pe mine în discotecă la ele. Nu, nu. Cumva trebuie să, din perspectiva mea, slujitorii bisericii și Dumnezeu lucrează, dar te poți lupta pentru un suflet, dar nu noi, cel puțin nu eu, în momentul ăsta, să spun că aș putea să mă duc să fac evanghelizare pentru o fată sau pentru cineva. Sunt slujitori pe care Dumnezeu i-a ales și fata respectivă s-ar putea să intre în contact cu o predică de a unui frate chiar pe internet sau undeva și să-i vorbească cu Dumnezeu. Nu... Păi de ce nu pui pe sorul tău atunci să facă evanghelizare? Nu am surori. A, n-ai surori, de s-a scos ușor, deci n-are surori. Da. Băieții voi, dacă... Ia zi. Eu cred că se poate ca un bărbat să evanghelizeze, avem exemplu, Biblie, Pavel, evanghelizat. Dar trebuie foarte multă înțelepciune. A, deci nu se exclude una pe alta, dar trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți, da? Sunt niște reguli pe care ar trebui să le ținem, să nu dăm, poate, idei greșite sau să creadă că avem alte intenții. Și odată, poate mărturia, să avem grijă și la mărturie. Și, da? Și trebuie să fie foarte multă înțelepciune. Și, și invers, ar putea o fată să vestească pe Hristos unui beat. Cred că se întâmplă foarte des, pentru că băieții merg la biserică din cauza fetelor. Și cred că așa pot ele să cheme la biserică, nu numai decât să mărturisească cu Dumnezeu lor. Dar da, i-am mai auzit unii, deci ne ducem la pocăiți, că-s fete frumoase. Exact, sunt mulți care merg și de acolo... Și de treabă și cu minte, da, păi care nu vreau. Și acolo chiar găsesc pe Dumnezeu și se pocăiesc. Dar și aici trebuie mare atenție, da? Da. Da, deci pe de o parte, și eu zic că nu sunt chestii exclusiviste, dar ce ar trebui să mă intereseze pe mine și pe fiecare, vreau să te salvez pe tine, dar nu vreau să mă pierd pe mine. Da. Vreau să ajut biserica câștigând un suflet, dar nu vreau să pătez imaginea bisericii prin lipsa mea de înțelepciune. Știi că în Scriptură îi spune Apostolul Pavel slujitorului cum să te porți cu bătrânii și când spune și cu surorile tinere, și imediat face precizarea, cu toată curăția. Adică să fii foarte atent vis-a-vis de chestia asta. Ar putea și bătrânii să câștige tineri pentru Hristos? Da. Prin experiența lor pe care o au, cred că prin sfaturi pot ajuta și
îndrumați pe Dumnezeu. Super. Tinerii pot ajuta pe bătrâni. Și așa se poate. Și pe aia ne mântuim și pe aia. Frumos, timpul trece. Păi, dar știți ce mi-a plăcut la voi? Punct ochit, punct lovit. Deci așa n-am nicio problemă. Dar am avea de discutat multe. Mai vedem noi, mai găsim o fată bună, mai evangelizăm, dacă nu, cine știe. Măcar așa, vezi, care aveți surori. Deci, bă, mai cheamă câte un băiat la biserică, că poate fi bărbatul tău. Dacă nu, spui, cheamă o fată, că poate fi nevastă. Mă, cine știe? Dar, până la urmă, încrederea noastră este în Dumnezeu. Pentru că singurul care mântuiește și copiii de pocăiți și copiii de nepocăiți și bătrâni și tineri este Domnul Iisus Hristos și numai prin credința în El, și transformarea o face doar Duhul Sfânt atunci când noi ne încredințăm viața, ne pocăim și ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu. A fost o plăcere să fim cu voi și în seara aceasta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tinerii aceștia, mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare tânăr. Apropo, și voi tinerii ar trebui să vă prețuiți mai mult unul pe celălalt și să vă ajutați unul pe celălalt și în cunoașterea lui Dumnezeu, dacă am vorbit de o cunoaștere inițială spre mântuire și în aprofundare în cunoașterea lui Dumnezeu, ar trebui să vă ajutați unul pe altul și la căsătorie. Nu mă refer neapărat că să vină o fată să spună: „Ei, Gheorghiță, vezi că exist și eu, e vremea să mă mărit, unde tot alegi, prin Germania sau la un băiat, că așa, poate că nici asta n-ar fi rău, știi, dar de ce nu? Tinerii să se roage unii pentru alții, poate chiar să discute anumite lucruri. Bă, am citit într-o carte o chestie faină, hai să vă postez și vouă două gânduri vis-a-vis de căsătorie, vis-a-vis de cunoașterea voiei lui Dumnezeu sau celelalte. Ne ajutăm unii pe alții, Dumnezeu este ajutorul și sprijinul care nu lipsește niciodată nevoie. Vă mulțumim frumos vouă, vă mulțumim vouă, mulțumim. Că rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, suntem o binecuvântare pentru alții. Și pentru asta ne-a mântuit Domnul Iisus Hristos.